Bună dimineața, dragi telespectatori! Sunt nutriționist Simona Timofte și realizatorul acestei emisiuni. Astăzi am ales ca temă din nou, cum v-am promis în emisiunea trecută, terapia Bowen sau Bauteci, cum îi place la doamna Valeria Stoica să spună. Bine ați venit, Bine v-am invitații găsit! mei. Acum avem alături de noi și pe domnul Sorin Stoica. Este soțul doamnei Valeria Stoica și împreună practică terapia Bowen, nu? Da. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit și că în sfârșit a ajuns și domnul Sorin, pentru că data trecută au fost niște probleme. Doamna Valeria, începusem data trecută și n-am apucat să termin, de aceea am spus, haideți să continuăm emisiunea data viitoare pentru a vorbi ce nu v-a lăsat să spuneți data trecută. Efectele terapiei Bowen și apoi o să continuăm cu oxiterapia, pentru că și aceasta este o altă terapie pe care o practicați și să discutăm un pic, să vedem, să cunoască lumea ce înseamnă toate aceste terapii și tot ce se întâmplă în momentul când le practicați. Da, aici, înainte de toate, aș vrea să-l rog pe Sorin să spună un caz pe care l-a avut legat de o doamnă care are probleme cu un sistem osos. Pe urmă, îi mai spun și eu legat de efectele care le-am avut în ultima perioadă, pentru că am mai vorbit de cele dinainte. Și da. Dar pentru mine a fost surprinzător faptul că doamna respectivă, când a ajuns la mine în cabinet, nu putea să stea numai așezată pe scaun. În momentul în care am urmărit să o întind pe patul de terapie, pe masa de masaj, să îi fac procedurile respective, pur și simplu numai au și vai. Deci efectiv nu știam cum să o iau, Și nu nu știam știați cum nici să o unde are așez. afecțiunea sau... Și, sincer, am stat puțin în dubii, așa, să o iau la terapie, să nu o primesc, să o trimit acasă, pentru că în momentul respectiv am fost puțin surprins de situația respectivei doamne. Da? În sfârșit, soția a insistat, mi-a făcut un semn, zice, haide, încearcă să vezi ce poți să faci bine, ok. Și am început să-i aplic câteva proceduri care se fac la început pentru armonizare, așa, și am văzut că încetul, încetul se relaxează, reușește totul să se întindă pe burtă și am început să practic terapia. Bineînțeles că nu am insistat foarte mult pentru că nu știam cum va răspunde la terapie. Putea să-i fie rău sau știu eu, la un moment dat să... Aici vreau să fac o mică întrerupere. Noi, cu cât omul este mai bolnav, cu atât mai puțin trebuie să lucrăm asupra lui de la început. Pentru că în momentul în care noi dăm prea multe impulsuri pe corpul respectiv, medicul interior merge în multe direcții și atunci evident că dă reacții ca și durere, febră Sau chiar și... vărsături. Da. Bine, am pățit și o singură dată cu o persoană și destul de neplăcut, nu atât pentru mine, cât pentru persoana respectivă. Din cauza asta, noi, terapeuții Bowen, trebuie să fim foarte atenți la toate semnalele pe care corpul le dă. Că vedem că persoana se înrosește la față sau e palidă sau diverse Reacții. semne pe care le dă, noi trebuie să ne oprim, să spunem gata, cam atât și așa. Bun, dar haideți să revenim la ce discutăm. Da, vreau să ne spuneți exact unde Da. avea durerea, ca să știm despre ce... Era o problemă în zona lombară, era o deplasare osoasă a coloanei, bazinul era, cum să spun, deplasat într-o parte, coloana într-alta, deci era Deci a fost un axa accident, practic, ceva de da, genul, în nu. fel, Deci cum reușise să ajungă la era așa ceva? și o problemă din naștere care încetul cu încetul s-a accentuat. Doamna fiind de acum aproximativ 50 și către 60 de ani, nu, vă dați seama, când am văzut-o așa strâmbă și a plecat în față și într-o parte și ziceam, Doamne, zic, ce se va întâmpla cu dumnei? În sfârșit, am văzut că începe să se relaxeze și am început să lucrez mai încrezător. Și acum deja pot spune că este foarte bine. Adică chiar și medicul curant al dumneaei, medicul de familie, a întrebat, Doamnă, dar ce s-a întâmplat? Unde ați fost? Ce ați pățit? Păi uite, am fost acolo și uite, mi-am făcut Câte o... ședințe au trebuit ca să cât de cât să Păi se pună deja așa? lucrez de vreo 7 luni la dumneai. Și o dată pe Dar săptămână, să odată înțeleg, pe da? săptămână. Și Dar deci el chiar s-a ținut de treabă și a da, a venit, a fost fost foarte perseverentă, consecventă. A fost da. consecventă și asta este un motiv pentru care oamenii au, să spun așa, succes în terapie. Deci trebuie să vină. Au rezultate, Deci dacă tu aștepți să ți da. se facă o singură dată o terapie și să zici gata, eu mă fac bine, așa ceva nu există.
Exact cum se ia și tratamentul cu medicație, de exemplu, se ia mai mult timp, 7 zile, apoi încă 10 zile, apoi se face pauză și se reia pentru prevenție. Tot așa mă gândesc că face terapia, încă terapia m-aș gândi mai mult timp decât atâta, pentru că corpul chiar are timp să dezvolte, cum zice doamna Valeria, doctorul ulterior, să-l facă să-și revină, să se trezească. Da. Știți care e situația la terapie? Evident, cu cât boala e mai veche, cu atât trebuie să lucrezi mai mult. Da. Asta oamenii nu înțeleg. Și au răbdare tocmai cei care nu sunt așa, n-au vechime mare ca și boală, sunt mai tineri și aceia vin încrezători, au și răbdare și imediat se vindecă. Cei care, v-am zis, au 70-80 de ani, care au boli vechi și complexe, aceia au cea mai puțină răbdare, când mai au luat atât de mult tratament alopat încât deja vor să vină la noi și în o ședință, da, două, da, deja, da, să fie... Da, da, să faci așa și gata, ca la 20 de ani, cum am mai spus. Da. Da, da. Cum a zis, trebuie să și înțeleg, odată ce s-au îmbolnăvit în timp, tot în timp și bolile trebuie tratate. Da. Știți care e situația spinoasă la noi? La noi vin bolnavii cronici, în general, care au încercat de toate. Și zice, haide să mai încercăm și pe asta. De exemplu, ieri, la cabinet, am avut trei persoane bolnave de Parkinson. Deci, una dintre ele era mai în regulă, adică putea să se deplaseze, să vină, să se întindă, să... Poți să plec procedurile de bani. Dar două persoane erau atât de încovoiată și atât de... Deci erau o durere. Deci pur și simplu este, cum să spun, este o situație tragică să-i vezi că ajung așa la tine când trebuiau să vină mai demult totuși și să aibă încredere în terapie. Dar probabil că acum le-a venit lor timpul și acum au venit, nu știu. Da. Și totuși destul de tineri la 50 ceva de ani. 50 de ani. Parcă sunt la 50 ceva de ani. Da, sunt aproximativ... Da. 70% probleme în direcția asta. Și ați reușit să faceți ceva? Au fost primele ședințe pe care le-am făcut pentru două persoane care erau mai bolnave. Și mă aștept să vedem, să vină la terapie, să insiste, să aibă consecvențe, să-și dorească. Și bineînțeles, aici e vorba și de optimismul pe care urmăresc să-l insuflu. Da. Pentru că vă dați seama, discutați la un moment dat chiar într-o emisiune de-a dumneavoastră. Dacă eu iau o mină foarte serioasă și încep să zic, o să muriți. Și i-am spus așa, s-a terminat. Deci omul pleacă acasă și deci nu mai are niciun fel de încredere în ceea ce fac eu. Și atunci, bineînțeles că trebuie să-i dau puțin, să spun așa, ajutor din punct de vedere subtil, măcar. M-am vorbit și cu doamna Valeria data trecută, un fel de consiliere psihologică. Absolut, are nevoie. Foarte, foarte important cum este abordat omul. Dar chiar spui... și medicii acum am observat că foarte mult susțin pacienții. Am câteva cunoștințe care într-adevăr sunt medici și spuneam și ei, zice, uite, încerc să stau de vorbă mai mult cu ei. Chiar și să-i susțin puțin. Să mă interesez de... Că ei, în general, oamenii bătrâni vor să vorbească când au cu cine, probabil, și au nevoie să-și spună problemele. Chiar și cele... Să se plângă. Majoritatea asta fac. Cele de sănătate. Dar la ei problema principală și majoră sunt cele de sănătate. Cei doare, câte medicamente au luat, ce au făcut, câte au făcut, la câți doctori au fost. Și atunci, dacă nu-i ascultă nimeni, e grav pentru ei. Înseamnă că nu-ți băgați în seamă și suferă, să știți. Exact. Da, așa este. Vreau să intervin legat de Parkinson, deci eu am avut o doamnă care acum a revenit să-și facă iarăși terapia anuală de 3 ani de zile, deci i-am făcut protocolul pentru Parkinson și efectele sunt pozitive, ea are 70 și ceva de ani și chiar a fost testată, deci sunt teste speciale pentru cei care au această problemă. Și îmi spunea că i-au și spus medicii, dacă n-ar ști că are Parkinson, ar zice că nu are. Dar ea în fiecare an se ține de ședințe pentru întreținere. Deci asta lumea nu înțelege. Când ai o boală cronică gravă, tu trebuie să te întreții, pentru că în mod normal sunt boli degenerative. Iar dacă tu faci terapia o dată pe an, atunci ele nu numai că nu ajung în stadiul avansat, dar se stopiază și regresează. Deci ajung să simtă mult mai bine. Dar pentru asta trebuie timp. Deci trebuie să-i dai timp și corpului să te ajute prin această terapie. Iarăși, efecte pozitive vreau să spun. Deci această terapie, evident ca și bioterapia, se poate realiza în mod excepțional și la distanță și rezultatele și aici sunt.
Chiar am avut, v-am zis recent, o doamnă care... Da, e foarte interesant să poți face la distanță ceva. Eu aș vrea să știu cum, vă priviți în ochi sau nu, să ne dați niște idei, așa să știe telespectatorii ce se întâmplă idee, la distanță. Unde ți este mintea, acolo ți este energia. Și în momentul în care eu văd persoana respectivă, automat mă focalizez pe ea și energia ajunge acolo. Am făcut terapie și la persoanele care sunt în țară și în străinătate, care aveau nevoie și nu aveau posibilitatea să ajungă la un terapeut Bowen. Și efecte au fost pozitive, în sensul că au fost demonstrate chiar cu analize medicale. Acum, mai recent, am făcut la o doamnă care mi-a venit cu probleme de tiroidă și când s-a dus la control, la un control ginecologic, a observat medicul că nu mai avea nici fibrom, nici chist, dispăruse totul, se răsorbise. Și a rămas surprins medicul, a întrebat ce ai făcut. Păi am făcut Bowtech. I-a zis, uite, tiroida, evident că generează probleme și în zona genitală, lucrăm pe tiroidă și noi oricum eu lucrez holistic, deci nu numai problema respectivă, ci reglez unde percep că sunt probleme. Și a arătat medicul analizele, doamne, te, ai avut anul trecut chistul și fibrom în zona respectivă, acum nu mai e nimic. Mă bucură faptul că medicii deja recunosc efectele pozitive ale acestei terapii. Medici care nu sunt practicieni Bowtech, pentru că sunt și medici care practică Bowtech-ul, dar din ce în ce mai mulți medici care nu practică această terapie se interesează de terapie. Când ajung un pacient la ei care a fost la noi și își fac analizele, se uită și văd, da, într-adevăr, a dat rezultate. Și n-a trebuit să te înfunzi cu medicamente. Da, la fel am avut o situație a unui verișor de-al meu care locuiește în Finlanda și avea un bețel de 2 ani jumate, care avea astm și avea pompiță, era destul de grav problema acelui băiețel și în 4 ședințe numai nu mai a avut nevoie de pompiță și a revenit. Medicul din Finlanda a rămas surprins că eu din România i-a făcut de acolo. Câți ani avea astm? Deci de la un an și ceva avea astm, avea 2 ani și jumătate, acolo fiind clima deci mai rece, bun. Da. Și în 4 ședințe deja băiețelul... Deci atât se poate trata și astmul bronșic. Da. Și cel mai important pentru pacientele mele care vin la cabinet să le spun de tiroidă, nu? Cum ați spus, să țină minte, se poate trata și hipotiroidismul, cei cu adenoame și cu tot felul de probleme la nivelul tiroidei. Deci se poate face fără să ajungem să luăm acei hormoni tiroidieni de sinteză, care ne dau până la urmă peste cap, pentru că tiroida noastră totuși nu funcționează, dar noi trebuie să luăm acei hormoni care bine nu ne fac până la urmă. Vreau să mai spun încă de un caz care pe mine m-a bucurat, a unei colege de-a noastră din Anglia, care practică această terapie și ei a venit anul trecut în septembrie, o doamnă, tot așa din Londra, care avea un adenom pe glanda pituitară și medicii din Londra chiar i-au spus dacă nu o să se opereze, o să aibă probleme majore. Ea a ales să meargă pe această terapie, această femeie. I-a fost frică să facă această operație. Evident că atunci când sunt probleme mai majore, implică să aplica și oxiterapia, deci și oxiterapie și regim alimentar, psihoterapie, deci noi lucrăm foarte mult pe atitudinea și pe mentalul omului ca să înțeleagă că omul în general se îmbolnăvește de la o atingere greșită mental. Și atunci chiar colega mea spunea, aici a fost cel mai greu de lucru cu, cu această persoană. Ca de obicei, general, da. Și mi-a trimis analizele, această prietenă de-a mea, mi-a trimis analizele de anul trecut să le văd, în care arată exact cât era acela de nom ca și mărime și analizele de acum, când după un an de zile de terapie, în care tot așa a făcut numai de câteva ori terapie în fizic, cum zicem noi, și restul la distanță, a dispărut problema. Deci ceea ce este extraordinar. Iată, deci că se poate. Se poate cu terapie și după mine foarte simplă, deci până la urmă numai atingi omul, îl mângâi oarecum în anumite zone și iată că se poate face minuni. Deci, dragi telespectatori, se pot face lucruri extraordinare. Încercați dumneavoastră și vedeți efectele acestei terapii. Soții Stoica, era să vă zic soții Bowen. Vedeți, sunt foarte deschiși, vă ajută fizic, psihic, deci holistic, ca să zic așa.
termenul care se folosește pentru aceste terapii complementare. Și cel mai mult, ca să reamintesc, mă bucură foarte mult faptul că medicina alopată își dă mâna cu medicina complementară până la urmă. Da. Acesta este un lucru pe care îl aștept de mult timp. Încă nu, eu nu am văzut așa efectele, ca să zic așa, deci eu în Hunedoara sau undeva n-am văzut medici care să zică, da, du-te și fă și... Nu, dar ei vin la noi. Asta zic, deci nu înțeleg de ce nu și propagă, ca să zic așa, de ce nu fac oarecum reclamă. Mergeți și faceți, pentru că chiar vă ajută, odată ce ei se tratează altfel de cum indică pacientul. Deci aici cred că mai este de lucrat, per general, pentru societatea noastră, nu numai cu fiecare în parte. De-aia zic, cu cât sunteți mai cunoscuți, cu atâta zic că este mai bine. Mai este, am înțeles, și în Deva Marian, nu? Sau Anne-Marie. Anne-Marie, Anne-Marie, așa o cheamă, da. Și probabil că o să mai apară și cu cât o să fiți mai mulți, cu atâta o să fie lumea mai tratată și convinsă, ca să zic așa. Haideți să vorbim, că nu mai avem mult timp, de oxiterapie, pentru că și data trecută am avut iar, nu cred că numai 10 minute, acum un an mi se pare când ați fost iar la emisiune. Și să vedem ce înseamnă, să ne spuneți așa în mare și ce persoane ați tratat, să vedem cât timp mai avem. Da, aici vreau să spun legat de oxiterapie, sunt mai multe metode prin care putem să aducem mai mult oxigen în sânge, datorită poluării atât a mâncării, aerului și apei. În corpul nostru sunt foarte multe reziduri și... Din cauza aceasta, în momentul în care noi aducem oxigen, de fapt asta înseamnă oxiterapie, aduce mai mult oxigen în sânge pe diferite căi, pe diferite metode. Oxiterapia, deci, implică ori ingerarea unei soluții în care aduci aport plus de oxigen, de fapt este vorba de ori de apă oxigenată, evident, în anumite cantități, ori de perhidrol, deci în anumite cantități. Se știe că tratamentele se fac cu picătura, nu cu lingurița, cele care sunt de genul acesta, și se poate face și intravenos, intramuscular, băi cu aceste soluții, deci de peroxid de hidrogen. Sunt medici care sunt specialiști, sunt terapeuți care sunt specialiști în acest domeniu și noi avem metode simple prin care folosim această terapie. Omul poate să o practice singur acasă, dar evident sub supravegherea noastră, deci nu el de capul lui. Deci aici, e foarte important să știți, pentru că unii pacienți sau unele persoane aud la televizor și aplică, este foarte periculos, deci trebuie să înțeleagă lucrul ăsta pacienții. Pentru că sunt niște doze care se iau. Știți cum e o vorbă? Leacul nu-i cu sacul. Deci trebuie să înțeleagă foarte bine lucrul ăsta. Deci până nu ia legătura cu un specialist în domeniu, cu un medic care știe despre ce e vorba, cu un terapeut care știe despre ce vorba, să nu încerce așa ceva. Aici vreau să vorbesc un pic despre istoricul oxiterapiei, că nu se cunoaște foarte bine. La noi în țară este, deși noi practicăm de mulți ani, dar în țară este puțin cunoscută și abia acum, în ultimii ani, au început medicii să se ocupe de așa ceva. În America, deci în America și în Europa, se practica de ani de zile. Deci părintele oxiterapiei este preotul Richard Wilhelm, care el a studiat aceste efecte a peroxidului de hidrogen asupra corpului uman și au aplicat, deci au făcut cercetări, au venit și în Europa, au văzut că apa de la Lourdes, care se știe că e apă vindecătoare, conține mult peroxid de hidrogen, și au făcut aceste cercetări astfel încât au sesizat că atât virusii cât și bacteriile, cancerul, herpesul, virusul HIV sunt vindecate cu oxiterapie. Evident, de exemplu, Walter Gross este cel mai important promotor al acestui procedeu. De asemenea, în 21 februarie 1920, în revista de Lancet, cea mai prestigioasă revistă medicală a lumii. Deci ei au descris un experiment pe care l-au făcut în India, într-un spital unde erau foarte mulți bolnavi, care erau cam 80% de obicei părăseau planul fizic, și aplicând această terapie au reușit să vindece foarte multe persoane. De asemenea, foarte mult este aplicat în țările sărace
această terapie, pentru că ei nu au posibilitate să aloce foarte și mulți bani sunt foarte pentru reduse. Medicamente da, și aici. Da, metodă ieftină. Da. Oricum asta vreau să mai spun, să știți că oxiterapia era secretul armatei germane. A Wehrmachtului. Deci, da, în apa de băut a soldaților germani era introdusă o cantitate suficientă de peroxid de hidrogen și oamenii erau foarte sănătoși. Ați văzut ce prăpăd au putut face. Deci gândiți-vă că la un moment dat când s-au dus peste ruși așa, până în Stalingrad, i-au prins iarna acolo. Deci au avut condiții foarte grele și totuși a reușit să lupte, să ducă mai departe. Foarte interesant. În sfârșit, istoricul. Ei știau despre lucrul ăsta. Și chiar aplicau și chiar vreau să spun că sunt peste 30 de metode de oxiterapie și care sunt toate sunt ca să spun așa compatibile cu oricare dintre terapiile naturiste. Deci peroxid de hidrogen se poate să spune așa consuma și în soluții buvabile, deci cu apă sau cu sucuri de fructe sau în diverse moduri. Dar chiar mi-am notat aici ceva care chiar vreau să spun și telespectatorilor. O celulă vie, și medicii sunt convins că știu despre lucrul ăsta, o celulă vie care beneficiază de mai puțin de 60% din cantitatea necesară de oxigen, se modifică aproape automat în celulă canceroasă anaerobă. Deci dacă nu există oxigenul suficient de pentru fiecare celulă, da? Pentru celulă, deci, într-o cantitate suficientă, ea se transformă. Și atunci apar aceste situații foarte dramatice, cum sunt cancerurile. Cum alegeți persoana care să-i faceți terapie sau oxiterapie? Terapie Bowen sau terapie cu oxigen? Deci, nu alegeți sau vin ei și știți cum mai cei care au probleme legate, în special, de bacterii, virus, cancer, atunci ei... Deci numai cu Bautecu nu se poate rezolva. Nu le recomandați amândouă. Și atunci, da, în special, deci eu am avut persoane care au avut probleme, deci un cancer la piciorul, zona călcâiului, era exterior și doamna respectivă nu a făcut Bautecu, numai oxiterapie și din martie până în decembrie s-a vindecat complet. Dar avantajul ei a fost că, fiind la exterior rana, vedea pur și simplu cum se închide și cum se vindecă. Ceilalți care au cancer intern, cu ei trebuie să lucrăm tocmai la aspectul mental, pentru că ei au acest aspect care se vindecă, nu se vindecă, nu vizualizează, doamna, da. Dar sunt, v-am zis, efecte extraordinare, mai ales în acest zonă legată de cancer. De asemenea, și orice gripă, orice virus se poate rezolva cu oxiterapia. Acum se pot consuma și alimente, de exemplu, aloe vera conține foarte mult peroxid de hidrogen, sucul de vază, care iară se știe că e vindecător. Da, da. Fructele și legumele proaspete, în general, și chiar salata. Și știți cum la salată ce facem? Luăm frunzele alea exterioare care conțin cel mai mult peroxid de hidrogen și le aruncăm. Și din zicem păcate. Că ok. Dar nu, de ce acelea trebuie folosite? Bine, aici sunt multe lucruri de povestit, că într-adevăr este interesant. Eu am așa un istoric de-a lungul timpului în America, în Europa, în India, în alte zone ale lumii, cum s-a folosit această terapie și la ce efecte extraordinare au ajuns cei de acolo și... Este chiar foarte interesant dacă într-o altă emisiune putem să aducem vorba de așa ceva, plus legat de clorura de magneziu, care iarăși o folosim foarte mult. Și, deci, remediile simple și ieftine, din păcate, la noi în România nu sunt cunoscute. Da, da. Și aici, iar la clor de magneziu, am multe lucruri de povestit. Era folosită de francezi încă dinaintea Primului Război Mondial, de doctorul Delbet, care a tratat în Primul Război Mondial soldații cu cloră de magneziu ca să întărească imunitatea. La fel și oxiterapia duce la întărirea imunității, dar v-am zis, din păcate, la noi cei mai simplu nu-i cunoscut. La noi trebuie să se scoată banii din buzunarul bolnavului pentru medicamente, știți cum se face, în loc să facă o reclamă pentru așa ceva, de exemplu. Da? Mă rog, aici sunt alte interese, nu-i treaba noastră aici.
Ideea este că, uite, se poate face și ați venit din ce în ce mai cunoscut, nu? Deja Da, ați zis că aveți deja vreo 10 ani, nu? De când 10 ani de când practicați practicăm, da. terapia. Era bine, era frumos de știut cum v-a venit ideea, știi? Nu mai avem timp. În altă Așa, pe emisiune, scurt, dacă da. nu puteți să ne spuneți pe scurt cum v-a venit ideea de terapie Bowen și oxiterapie. Deci, în primul rând, oxiterapia știam înainte de terapia Bowen, deci din anii 94 am știut Ați de această și studiat... am studiat, deci noi am studiat mai multe terapii înainte de a trece la terapia Bowen, dar orice terapeut autentic, întotdeauna, până când moare, el urmărește și se specializează în ceea ce Da, este da, da. Și chiar aplică pe el și însă, aplică, știți de ce? da. Pentru că una este să știi pe pielea Deci să ta înțeleg că și aplicați unul pe noi. celălalt, nu? Și Absolut. foarte bine. Bine, vă mulțumesc foarte mult că ați venit la mine în Și noi vă emisiune. mulțumim. Sper să ne revedem. Ar trebui să facem așa cât de cât o emisiune ritmică, așa 2-3 pe an, ca să vedem noutățile. Da, da, Așa? da. Vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, că ne-ați urmărit. Vă aștept și sâmbătă viitoare la 9:30 la o altă emisiune, Fețele Medicinei, cu o altă temă, probabil la fel de interesantă. Vă doresc weekend plăcut, vă doresc toate cele bune și aveți grijă cum vă tratați și cum gândiți. La revedere!